Bună ziua! Sunt Liliana Nicolaescu-Onofrei și împreună cu colegul Dan Perciun vrem să vă mulțumim mult că ați dat curs invitației noastre, mai ales într-o zi atât de simbolică pentru toți cei care sunt și se simt aproape de școală, aproape de educație. Folosim această ocazie pentru a adresa felicitări cu ocazia încheierii anului școlar tuturor elevilor, profesorilor, părinților, care astăzi sărbătoresc progresul realizat pe parcursul unui an școlar. Educația a fost, este și va fi una din prioritățile de bază ale blocului acum, chiar și în condițiile în care Parlamentul nu este absolutamente funcțional. Noi am venit la serviciu, am lucrat, am muncit pentru ca să contribuim la îndeplinirea acelor angajamente pe care le-am făcut în campania electorală. Iar unul dintre aceste angajamente, cheie pe care ni le-am asumat noi, a fost să facem tot posibilul pentru a ne asigura de faptul că personalul din educație beneficiază de salarii echitabile, salarii care să reflecte importanța domeniului educație pentru viitorul Republicii Moldova. Atât sporirea volumului total de finanțare în educație, cât și atragerea tinerilor cu vocație în domeniul educațional și, nu în ultimul rând, reformarea curriculumului pentru ca elevilor să le poată fi dezvoltate competențe necesare în secolul 21, rămân obiective esențiale pentru programul blocului acum pe domeniul educație. În acest context, astăzi vrem să vă prezentăm o inițiativă legislativă care ține de salariile echitabile în educație. Scopul acestei inițiative este să înlăture acele erori care au fost comise de guvernarea PD atunci când a fost elaborat și implementat reforma de salarizare a angajaților din sistemul bugetar, în speță erorile comise în raport cu cadrele didactice și manageriale din sistemul educațional. Insistența guvernării de a implementa un sistem unic de salarizare în sistemul bugetar, dar în febră electorală și fără a pilota, fără a face suficiente consultări cu reprezentanții domeniului educație, cu reprezentanții societății civile, fără a face un exercițiu de simulare a impactului real al reformelor propuse, a făcut ca anumite categorii de bugetari, și aici ne referim în speță la cei din domeniul educație, să ajungă să primească un salariu mai mic decât cel primit anterior și respectiv să trebuiască să le fie achitată o diferență de salariu. Pe viitor, noi ne propunem să revenim cu o analiză complexă care se va referi la consecințele sau impactul reformei asupra întregului sistem bugetar. Astăzi însă vrem să ne referim în mod expres la impactul reformei asupra salariaților din educație. Și vom propune câteva soluții pentru ca acele erori comise de către guvernare să fie corectate. Cu detalii cu privire la aceste soluții va veni colegul meu, Dan Perciun. Bună ziua tuturor! Necesitatea elaborării acestui proiect de lege cu care venim astăzi în fața dumneavoastră este dictată de consecințele aprobării legii salarizării unice a bugetarilor. Această lege, pe de o parte, a creat dezechilibri în sistemul de salarizare în învățământ și, pe de altă parte, nu a avut rezultatele scontate sub aspectul majorării salariilor cadrelor manageriale în special. Prin adoptarea legii numărul 270, Parlamentul Republicii Moldova a urmărit să implementeze un sistem unic de salarizare a bugetarilor și să asigure o majorare semnificativă a salariilor, inclusiv ale angajaților din sistemul educațional. Acest obiectiv însă, cu regret, a fost atins doar parțial, ținând cont de faptul că majoritatea directorilor și directorilor adjuncți s-au trezit cu salarii de bază mai mici ca urmare a reformei, iar veniturile ratate ale acestora au ajuns să fie compensate prin așa numita diferență de salariu. Mai mult ca atât, anumite probleme specifice în cazul salarizării cadrelor didactice bunăoară așa și nu au fost rezolvate. Iar în raport cu dădacii, deci cu asistenții de educatori, au fost admise anumite norme și prevederi discriminatorii. Proiectul nostru de lege vine unul la mână, să echilibreze sistemul de salarizare în educație, în așa fel încât directorii și directorii adjuncți să beneficieze de majorări reale ale salariilor de pe urma reformelor. Soluțiile propuse, conform estimărilor noastre, vor rezulta în salarii reale mai mari cu între 5 și 15% pentru directori și cu până la 20% pentru directorii adjuncți.
Doi la mână. Soluțiile vin să se asigure că situația în care un director are un salariu mai mic decât un cadru didactic este exclusă, fapt care se întâmplă la moment. 3. Acest proiect de lege vine să protejeze însă și ideea salarizării unice, prin uniformizarea valorii de referință aplicată atât directorilor cât și directorilor adjuncți și cadrelor didactice. 4 la mână. Proiectul de lege vine să ofere mai mult flexibilitate privind numărul de ore pe care îl pot preda directorii și directorii adjuncți. 5. Vine să asigure că cadrele didactice sunt plătite corect pentru volumul de lucru efectuat în cadrul activităților de dirigenție și control a caietelor. Și nu în ultimul rând, proiectul de lege vine să asigure că dădacile și asistenții de educatori sunt plătiți suplimentar în cazul în care numărul copiilor în grupă depășește normativul stabilit. Modificările propuse vin să rectifice lacunile și efectele negative care nu au fost anticipate de către Parlament atunci când a adoptat aceste legi. Efecte care s-au produs din cauza vitezei cu care a fost promulgată legea, în lipsa consultărilor cu societatea civilă și cu reprezentanții sistemului educațional. Promulgarea legii a generat un șir de probleme, unul la mână. A condus la reducerea salariilor directorilor și directorilor adjuncți și a făcut necesară compensarea veniturilor acestora prin plata diferenței de salariu. Ca să vedem o statistică, deci conform informațiile oferite de către Direcția Municipală de Educație, 63% din toți directorii din Chișinău astăzi beneficiază de diferențe de salariu și 47% dintre directorii adjuncți au salarii de bază mai mici decât au avut înainte de reformă și prin urmare le s-a chitușul lor diferența de salariu. O altă consecință negativă a implementării legii 270 care trebuie rezolvată este că ea a condus la reducerea activității funcției de director și directorii adjuncți prin reducerea sau după caz eliminarea diferențelor salariale dintre aceste funcții și funcția de cadru didactic. Cu alte cuvinte, dacă înainte de reformă un director adjunct avea un salariu mai mare decât un cadru didactic, după reformă, există situații în care directorii adjuncți au salarii mai mici. Ceea ce evident că este eronat, este o eroare în sistem, pentru că în mod normal funcțiile de conducere ar trebui să aibă salarii mai mari decât funcțiile de execuție. În astfel, de exemplu, în cazul directorilor adjuncți, situația este deosebit de gravă și s-ar putea în luna septembrie să ne trezim cu un exod masiv a directorilor adjuncți din funcțiile de conducere și ei ar fi logic să aleagă să fie cadre didactice, cei dintre ei care au grade didactice superioare bună oară, pentru că salariul lor va fi mai mare. O altă problemă importantă a fost că această lege a compromis ideea de salarizare unică a bugetarilor, pentru că a stabilit valori de referință diferite pentru directori și comparativ cu directorii adjuncți și cu cadrele didactice. Mai mult ca atât, legea a îngrădit posibilitatea de a profesa directorilor și directorilor adjuncți prin stabilirea numărului maxim de ore pe care îl poate preda un director la 4,5 ore, ținând cont de faptul că planul cadru prevede pentru anumite discipline un număr mai mare de ore săptămânale. Ceea ce înseamnă că, de exemplu, dacă ești un director adjunct care predă limba română în clasa 6-a, planul cadru spune că trebuie să predai 6 ore pe săptămână ca să poți lua o clasă. Acum legea îți spune că nu poți preda mai mult de 4,5 ore, efectiv lucrezi gratuit în momentul în care dorești să profesezi. În cazul cadrelor didactice, din nou, este o problemă care ține de salarizarea acestora pentru activitățile dirigenției și control a caietelor. Legea nici de cum nu a rectificat o inechitate care există de mulți ani în sistem. Oamenii își asume aceste responsabilități suplimentare, dar nu sunt plătiți pentru ele, conform volumului de muncă pe care îl fac. Ministerul plătește un număr de ore prea mic, care nu corespunde realității sub aspectul volumului de lucru făcut în mod real. Și nu în ultimul rând, când vorbim despre grădiniță și învățământul preșcolar, legea a exclus o prevedere care exista anterior, și anume că atât educatorii cât și asistenții de educatori și dădacile beneficiază de salarii mai mari în cazul în care numărul copiilor într-o grupă depășește normativul stabilit. Deci ceea ce a făcut legea a discriminat asistenții de educatori și dădacile și a lăsat această prevedere în vigoare doar în raport cu educatorii. Pornind de la această analiză, noi propunem câteva lucruri de bază. Unul la mână, considerăm că trebuie de majorat clasa de salarizare pentru director și director adjunct cu 16 clase de salarizare. Doi la mână, considerăm că salariul de bază a unui director de liceu, instituție de învățământ profesional tehnic, de categorie minimă, trebuie să fie echivalent cu cel puțin două salarii
de baza unui cadru didactic începător și totodată considerăm că este foarte important ca salariul unui director adjunct să fie mai mare decât salariul maxim al unui cadru didactic, în așa fel încât ierarhia asta a funcțiilor în educație să fie respectată. Totodată, pentru a rezolva problema valorii de referință și a diferențelor, credem că toată lumea trebuie să pornească cu o valoare de referință de 1600 de lei. Și în raport cu directorii, ultimul lucru pe care îl propunem este corelarea numărului maxim de ore pe care îl poate preda un director sau director adjunct cu numărul maxim de ore la o disciplină în învățământul gimnazial. Cu alte cuvinte, să evităm acea situație în care directorii sau directorii adjuncți vor să predea, dar nu pot să facă pentru că legea îi oprește să-și ia cel puțin o clasă și să predea la o disciplină în cazul în care este o diferență de ore între 4,5, ceea ce prevede planul cadru. În raport cu cadrele didactice, considerăm că este important de majorat numărul de ore plătite lunar pentru activitățile de dirigenție și control a caietelor în mediu, în funcție de numărul de elevi în clasă, cu 7,2 și respectiv 6,4 ore. Modificările propuse vor majora plata lunară pentru controlul caietelor și dirigenției cu între 271 și 433 de lei și 361 și 722 de lei respectiv. Și pe final, în raport cu asistenții de educatori și de dacile, considerăm că sau optăm pentru majorarea clasei de salarizare a acestora în grupe, în cazul în care activează în grupe cu număr mai mare de copii decât normativele stabilite după modelul educatorilor. Este adevărat că proiectul de lege propus de noi este destul de tehnic și destul de complicat. De asta vă invităm pe toți cei care sunteți interesați să vă familiarizați cu nota informativă atașată inițiativii, dar este de reținut că ceea ce urmărim noi să facem prin acest proiect de lege este să aducem mai mult echitate în sistemul de salarizare, în educație și totodată să excludem, să eliminăm acele lacune și acele greșeli care s-au comis atunci când s-a trecut la sistem unic de salarizare. Venim să îmbunătățim ceea ce a fost făcut, în așa fel încât salariile tuturor să fie corecte și să se așeze într-o gândire predictibilă, corectă în educație. Vă mulțumim, încă o dată felicitări tuturor cu ocazia finalului de an școlar. Și aveți toată aprecierea noastră, cei care, în pofida tuturor greutăților, rămâneți să lucrați în educație și să creșteți viitoarele generații de cetățeni conștienți ai Republicii Moldova. Vă mulțumim mult din partea tuturor deputaților blocului acum. Noi rămânem fideli ideii că educația de calitate este egală cu un viitor mai bun pentru toți copiii Republicii Moldova. Mulțumim!